Bună ziua, bun găsit tuturor. Scumpiri foarte importante am avut la carburanți. De exemplu, un litru de benzină costă acum la nivel național în medie 5 lei și 71 de bani, iar unul de motorină 5 lei și 61 de bani. Doamnelor și domnilor, am făcut un calcul pentru dumneavoastră, de exemplu, pentru un plin de benzină. Plătim acum mai mult cu 42 de lei și 50 de bani față de începutul anului și cu 63 de lei față de vara trecută. În ceea ce privește motorina, dacă aveți motoare diesel, bine să știți că un plin de motorină costă acum cu 35 de lei și 50 de bani față de luna ianuarie și cu 50 de lei față de iulie 2020. Nu doar carburanții sunt mai scumpi, s-a scumpit foarte mult și energia electrică. Practic aici am avut cele mai mari scumpiri, 18% de la începutul anului. De asemenea, conform Institutului Național de Statistică, și alimentele sunt tot mai scumpe. Practic, cam așa arată topul scumpirilor de la INS. Uleiul 11,6%, fructele 11,3% și legumele 9%. Au fost și ceva ieftiniri, cei drept destul de puține, ouăle 4% și transportul aerian 20%. Economiștii se așteaptă ca rata anuală a inflației să crească și în lunile următoare și asta spun ei pentru că cererea de bunuri și servicii va fi tot mai mare, dar producția nu face față, nu a reușit să ajungă încă la nivelul de dinainte de pandemie.